Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vești foarte bune din industria auto. Rolls-Royce a avut cel mai bun an din istoria sa, ne bucurăm foarte mult. Îți mulțumim, băi, chiar aveam emoții. Da. Rolls-Royce a vândut anul în 2021 un număr record de mașini, de două ori mai mult ca în urmă cu 10 ani, de pildă. Deci au dublat decadă pe decadă. Sigur, nu sunt atât de multe mașini Rolls-Royce. În 2007, de exemplu, au vândut în tot anul 1002. În România? Numai. În lume. În lume. În lume. 1000 de Rolls România. În lume. Rolls-Royce mașina, autoturism. Mașina, nu. Ei, noi aveau unea Giovanni, avea... ții minte? Păi da, dar nu sunt chiar atât de mulți. Unul între alea, 1001 era al lui. Da. Irinel n-avea și el? Irinel, toți tântălăiți, să zic așa. Dan Diaconescu, aveau... ce facem, mă? Da? Dan Diaconescu avea și el Rolls? A avut Rolls. Cum? Da. Cum să nu? Păi și emita din garsonieră, mai bine emita din mașină, care te mai bine... Deci eu spun că stai. O treime din producția mondială venea aici. Dar la mâna a doua era, măi, nu înțelegi. Deci și la mâna a doua crește prețul la Rolls. De asta e o bună investiție, adică dacă vă gândiți să investiți în ceva, luați-vă Rolls. Că dacă îl întrețineți bine... Da. Parcă dacă aveam Rolls în fața blocului și 11 ani. Da, ai grijă să nu porumbei că se strică mult. Deci în 2007 au vândut 1002, în 2010 au vândut 2711, anul trecut 5586. Mai chimim. E și cerere foarte mare, cred că se așteaptă la Rolls ca la Dacia pe vremea lui Ceaușescu. Stai și aștepți. Bun. Dar cum au vândut așa multe? Asta e, de ce au, că și pe mine m-a intrigat, șeful companiei a explicat așa, citez, în preluat de Hot News, Reghe, care e interesat de fenomen. Deci, zice, mulți oameni au văzut că în comunitățile lor mor oameni din cauza COVID-ului. Și asta i-a făcut să se gândească la faptul că viața e scurtă și mai bine o trăiești acum decât să amâni pe mai târziu. Și eu m-am gândit, să știi, la un moment dat. Da. Deci de asta nu cumpărăm noi Rolls. Creștea numărul de cazuri, îmi venea să-mi iau un Rolls, dar n-am... Și noi amânăm prea mult, îți spun, Luca. Noi amânăm, uite, trebuia să luăm decizia la vremea respectivă, acum că ne-am vaccinat, riscul e mai mic. Parcă nu mai am ghes așa e să cumpăr Rolls. E și traficul ăsta nenorocit. Și consumă mult, vezi că consumă Rolls-ul? Mult. Se face Rolls electric, să știți. Deci... Dacă nu fac pe GPL-ul, nu, nici ești mic. Se pune GPL-ul, pui matale GPL-ul, n-ai o problemă. Are portbagaj mare, poți să pui butelie dublă. Așa, da. Dar n-ai voie în subteran la mall. Dă-l încolo, da, subteran, noi mergem pe la suprafață. Nu știu dacă intră în subteran. La suprafață nu se plătește, știi? Asta e, deci face economie. Că dacă te-a costat mult mașina, am văzut, sunt foarte mulți, au dat foarte mult pe mașină, dar nu se bagă la subteran, că subteran trebuie să plătească 5 lei pe oră și atunci nu-și permit. Știi? E complicat. Păi nu, la cum e Rolls-ul, trebuie să-l pune pe două locuri. Clar. E ceva mai scump. Două locuri cu handicap obligatoriu. Nu se poate. Da, că la asta nu m-am gândit. Dacă ai Rolls, tată... Și îl parchezi cine știe unde, da. E ca și cum n-ai avea, da. Altfel, ci că vârsta media clienților Rolls-Royce este, sau a fost anul trecut, 43 de ani. Eu sunt numai... Planul meu! Asta zic, da. Adevărat. Ești, asta e ultima șansă pentru tine. Eu am trecut, îmi pare rău. Și tu ai trecut, nu? Da, am trecut un pic. Gata, papa. Dar sunt aproape. Planul meu eu. Da. Eu aș putea să-mi iau unul second hand. Ai putea, da. Auzi? Dar mă gândesc, cum se calculează vârsta? Adică dacă vârsta medie, știi? Dacă domnul Țiriac, de exemplu, îi ia la nepoțel un rolsuleț. Dragul de el. Să se calculeze vârsta medie a clientului. Da. Nu se păi face. Stai, clientul calculează vârsta medie domnul Țiriac nepoțel. Păi asta zic. Și atunci ajunge la 43 de ani. Așa. Practic, nepoțelul încă nu ne-a născut. Și... Pe care și născuți. Da. Are de unde alege. Bun. Deci fiți atenți. Apare Rolls-ul full electric Spectre. Deci, practic, cine are Dacia Spring, e același sistem ca și Rolls-ul, diferent dimensiune. Cred că e o chestie de dimensiune, da, bravo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.